Suceava a câștigat în fața Constanței cu 12 voturi pentru din 15 posibile găzduirea Festivalului și Congresului Uniunii Internaționale de Cinema Unica în 2016. Iată ce declară șeful administrației publice locale, mândru de această realizare. Municipiul Suceava a fost nominalizat de către Asociația Națională a Cineclubilor din România să organizeze festivalul internațional de filmul neprofesionist în anul 2016 și am câștigat o competiție cu orașul Constanța. Orașul Suceava a obținut din 15 voturi, 12 voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Eu zic că este un lucru bun, cu siguranță până atunci Centrul Cultural Bucovina va fi finalizat. Da, film de amatori, vin 200-300 delegați din 100 de țări, este un prilej bun, eu zic, de promovare a orașului. Aici, așa cum am mai spus și altădată, cheltuielile sunt minime, cazare, masă pentru juriu la 7 persoane. Deci, ne trebuie o sală de proiecții, 300 de locuri, sigur va fi sala de la Centrul Cultural Bucovina, o sală de 60 de locuri și asta va fi sala necesară pentru congres. Avem această sală, mai multe sele la Centrul Tradițiilor Populare. Deci eu zic că este, mă rog, un eveniment cultural important pentru orașul nostru, mai ales că am fost într-o competiție chiar cu orașul Constanța, care nu e orice oraș din România, și faptul că am câștigat competiția este un lucru bun. Începând cu Festivalul Unica 2014 din Slovacia și 2015 din Rusia, Asociația Națională a Cinecluburilor din România va demara în rândul participanților la festival, mai exact din peste 30 de țări, o serie de acțiuni cu caracter de promovare a orașului Suceava și a Bucovinei prin broșuri turistice, pliante informative, știri și emisiuni de profil.